În timpurile pe care le trăim, este confuzie peste tot. Ce putem să facem? Aș vrea să încep cu acest mic mesaj care se numește Sunt confuz, ce trebuie să fac? Este ceea ce mulți frați trăiesc, pentru că scriu în mod special cei care se pregătesc pentru aceste timpuri din urmă și spun, am încercat să merg la dreapta, am încercat să merg la stânga, este totul blocat în jurul meu, înainte, în spate, nu știu ce să fac, cum să mă mișc, sunt confuz. Ce îmi spune Domnul? Ce trebuie să fac? Au așteptat prea mult. Domnul, sunt ani în care ne spune. Ei se simt prizonieri. Au dat prea mult spațiu diavolului, iar acum diavolul i-a făcut prizonieri și sunt ca într-o cămașă de forță. Vedem că frații au ajuns în plasa păianjenului și nu mai reușesc să facă vreo ceva, dar ei trebuie să înarmeze de sabia lui Dumnezeu care să taie această plasă, aceste lanțuri spirituale care nu este teserina magică sau puncturina, acestea sunt doar, este armatura lui Goliat. Dar nu-i că dacă ne luptăm împotriva armaturii lui Goliat, îl învingem pe Goliat, ci doar mergând la Iisus, la Domnul, care ne va da o piatră ca să o punem în praștie și să o aruncăm ca să-i ajungă în cap, ca să cadă jos și ne va da o sabie ca noi să-i tăiem capul. Nu trebuie să combați împotriva scutului lui Goliat. Tu nu trebuie să te lupți împotriva acestea. Au încercat acei de la Trieste, Portoale. Unde sunt acum? Înainte au trecut că au plecat unul câte unul și acest sărac a rămas singur. Tu nu poți să te lupți împotriva tiranozaurilor față în față. Trebuie să faci precum a făcut Iisus și apostolii. Prima biserică nu a făcut manifestări în stradă împotriva armatei romane. Trebuie să mergi, să-i convertezi, să-i evangelizezi, să le predici. Nu te arăta beligerant împotriva legii anticriste a lui Cezar. Sunt astăzi legile anticriste a lui Cezar. Nu fiți rebeli împotriva legilor romane. Trebuie să folosiți inteligența. El ne-a dat un mesaj săptămâna trecută în care ne-a spus cu inteligența veți înfinge acest război, nu luptându-te împotriva armăturii lui Goliat, legiunilor germane sau să ne luptăm împotriva aceste lucruri. Au încercat la Trieste, au încercat câte un politic și nu au ajuns nicăieri. Unde este acum Salvini? Unde sunt partidele politice? Acele a lui Salvini și ceilalți ai mici ai săi. Sunt într-o cămașă de forță, pentru că diavolul a luat media băncile și prin bănci controlează mass media, politicul controlează totul. Ce faci în străzi ca să mergi să faci manifestări, să te lupți ca o scobitoare împotriva tancurilor? Trebuie să faci așa cum a făcut Iisus. Precum fiecare misionar, fiecare apostol sau discepol, îl ascultă pe Dumnezeu, ascultă profețiile, ascultă cuvântul, ascultă pe Duhul Sfânt și se pune în genunchi și continuă să ascultă, să se roage, chiar să postească până când primește coordinatele. Și după aceea ți le scrii pe o bucată de hârtie, pentru că vor ajunge persoane în jurul tău și îți va spune, ești un cretin, ești un fanatic, etc., etc., trebuie să vii cu mine să mergem duminica în bănci, să încălzim o bancă. Nu, tu te duci la ceea ce ai scris tu și spui, iată, Domnul mi-a spus să facă contrarul, pentru
așa cum cel care mă iubește așa de mult îmi spune să fac. În schimb, Iisus îmi spune contrariu. Cine este de acord cu Abraham când s-a dus să-l pună pe fiul său pe altar? Nici Sarei nu i-a spus. Când Dumnezeu vorbește, trebuie să închizi gura, trebuie să mergi în secret. Nu se deschide saxofonul, nu se deschide garajul, nu se deschide gura. Când Dumnezeu îți vorbește, este între tine și El. Așa cum vedeți, noi la radio avem un megafon grande, vorbim de toate lucruri pe care frații simt. Dar ați văzut că noi nu folosim nume, adrese, numere de telefon, nu le folosim pentru că în internet este neghina care de abia așteaptă. Fotografiile nu le publicăm pentru că sunt 8 ani de când sunt la radio și nu am mai publicat fotografiile acestora, dar sunt frați care poate că le iau, dacă vor să le trimită, noi le punem. Ce este aceasta? Este inteligență să protejezi frații la maxim în numele lui Iisus. Eu mi-am scris niște notițe, mesajul este numit. Doamne, sunt confuz, ce să fac? Ce să fac, Doamne? Ce trebuie să fac? Dacă ești confuz, Dumnezeu nu este. Domnul nu este confuz. Eu, Domnul, nu sunt confuz. Numele meu este Iahve, nu este confuziune. Acel este numele diavolului. Fraților, ascultați-mă bine. Carte, penna, Biblia. Pix și hârtie, Biblia. Biblia o citiți după aceea. Acum vă scrieți doar referințele și vă le studiați cu calm după aceea. Important e că aveți referințele. Carte, penna, pic și hârtie, pentru că Dumnezeu vă va vorbi. Sunt confuz, Doamne, ce trebuie să fac? Vedem că situațiile sunt mii și mii și eu nu pot să primesc 10.000 de profeții pentru măsura fiecăruia. Iisus vorbea în Evanghelie în general și fiecare trebuia să meargă, să-și pună papucii și să-și ia măsura de care avea nevoie. Trăim în timpuri, vreau să vă spun, că uneori, chiar și în general vorbind, lumea nu știa ce să facă. Așa de mare este confuzia în această lume rea. Dar vedem în Ioan 14 că și apostolii uneori nu știau ce să facă. Vedem că Toma i-a spus în versul 4, în Ioan 14, 4-6. Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo sapere la via? Toma i-a spus, Doamne, nu știu unde te duci și cum putem ști calea? Și Toma i-a spus, cum? Nu știm nici adresa, nici unde vrei să mergi. Dă-ne măcar adresa. Via Vaticanului, via Ierusalimului, dă-mi o stradă. Via Brooklyn, unde sunt martorii lui Jehova. Dă-mi o adresă, Doamne. Bine, și Iisus i-a spus, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și a răspuns lui Toma, eu sunt strada, tu dacă te uiți în carne, cum tu ești adresa? Cum? Tu ești carne, eu sunt strada, eu sunt calea, spune Iisus. Și când nu știm ce să facem, a venit timpul, care timp? Timpul să îndoiem genunchii, este timpul lui Iisus. Când nu știi ce să faci, uite-te la ceas, este ora lui Iisus. Pentru că El este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. El este răspunsul, El are indicațiile. Iisus este Alfa și Omega. Înseamnă că este totul, începutul și sfârșitul, este totul. Nu este o confuzie, o problemă, un divorț, un adulter, un păcat, o persecuție la care Iisus nu are răspunsul. Problema este că lumea nu vrea răspunsul pentru că Evanghelia costă. Evanghelia, noi le facem cadouri. Sunt completament gratis, dar costă. Costă più di euro.
mai mult decât euro și dolari. Costă în superbe, în orgoliu. Trebuie să plătești neascultarea ta, să te eliberezi. Și atunci, dacă căutăm calea, îl căutăm pe Iisus, îl găsim. Atunci când suntem confuși, atunci este clipa. De fiecare dată când am făcut-o, Dumnezeu nu m-a mai abandonat. Vă garantez. Trebuie să probați ca să vedeți. Acesta este numărul de telefon al lui Dumnezeu. Ieremia 33:3. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi arăta lucruri mari și puternice pe care tu nu le cunoști. Ieremia 33:3. 333 este numărul perfect al lui Dumnezeu. Deuteronomio 4 și Psalmii 46. Du-te în numele lui Iisus. Deuteronomio 4:7. Fiindcă care este națiunea atât de mare ca să aibă pe Dumnezeu atât de aproape de ei, precum este Domnul Dumnezeu nostru, în orice îl chemăm. Iisus este în inima noastră, nu? Nu este acei idole ai lumii, ai religiei, că noi suntem sclavii lui Dumnezeu. Iată, sclavia lui Dumnezeu, adorați-ne. Nu, aceasta este o imagine al anticristului, în care tu te pui în genunchi. Și nu, Dumnezeul nostru nu este precum idolii lumii. Care este națiunea așa de mare, la a cui divinitate este așa de aproape, așa cum este Dumnezeu, de fiecare dată când îl chemăm? Deuteronomio 4:7. Ați înțeles? Deuteronomio era aici, 3500 cu ani în urmă, vorbea de Duhul Sfânt. De fiecare dată că îl invocăm pe Domnul, Iahve este acolo lângă tine, în apropierea ta. Acum, mulțumită Duhului Sfânt, este în inima noastră. Cum poți să fii mai aproape decât aici? Psalmii 46:1. Dumnezeu este un adăpost și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Psalmul 46:1. Dacă ești în confuzie, Dumnezeu este locul tău intim. Nu știi ce să faci? El este lângă tine. Nu te duce într-un loc religios. El este în inima ta. În Faptele Apostolilor 7:48, eu, Domnul, nu locuiesc. Nu stau în temple făcute de mâini de om. Da, Domnul, religiile le cheamă sanctuare. Eu nu locuiesc în sanctuarii. Eu locuiesc în inimile voastre, pentru că sunt dragoste, sunt Duh, sunt adevăr. Să ascultăm cuvântul Său. Cum să ascultăm cuvântul Său? Mărturia mea este că când eu nu am revelații proaspete puse date de Dumnezeu, merg în același loc. Nu-i că Dumnezeu îmi dă revelații tot timpul, măcar. Poate voi, eu nu. Nu am o profeție pentru fiecare lucru care îl fac. Pot să vă demonstrez, Angela poate să vă demonstreze greșelile pe care le fac. Și uneori eu ce fac când nu am revelații proaspete de la Dumnezeu? Mă duc mereu în același loc, la cuvântul scris. Mă rog puțin. Până când Domnul îmi dă un capitol, încep să citesc și Dumnezeu nu vorbește. Eu continui să citesc și nu spune nimic. Citesc, a fost scris acum 2000 de ani. Continui să citesc și încă nu nimic. Dar mereu, mai devreme sau mai târziu, Duhul Sfânt mă face să simt direcția corectă. Evit să caut perfecțiunea profetică. Și când Biblia și cuvântul și capitolul pe care îl citesc nu vorbește de acea situație pe care, la care eu caut răspuns, ce faci? Eu continui să citesc. Angela spune, nu-i că Biblia vorbește de fiecare situație în viața ta, sunt lucruri la care nu răspunde. Nu, însă este totul adevăr. Biblia nu te învață cum să pregătești spaghetele, dar îți dă baza. Are baza pentru toate.
Totul. Tu spune, menționează-mi un lucru, orice lucru, dă-mi o listă de 3 ore jumate și eu îți arăt că de fiecare dată este bazată pe Biblie, pe adevăr. Ce înseamnă să eviți să cauți perfecțiunea profetică? E că uneori frații sunt prea spirituali, prea perfecționați, prea profetizați, ei vor profeții, nu merg să bea un par de apă dacă nu au o profeție. Bine. Nu cumpără o mașină dacă nu au o profeție. Ar fi frumos, dar uneori trebuie să te limitezi la inteligența Domnului. Profeția cum e? Când vine, vine. Evit să caut perfecțiunea în totul. În fiecare lucru trebuie să văd o perfecțiune sau o revelație. Nu este mereu așa. Nu fiți mereu perfecți. Dacă am, când am făcut erori în viața mea, îmi place să las spațiul Domnului ca să mă corecteze în orice fază. Când mă simt condus de Dumnezeu, dau spațiul Lui ca să mă corecteze și să revin înapoi. Am auzit și frați care nu au probleme în a mă corecta, începând cu Angela. Ea este una care nu este frică de nimeni. Îmi scuze. Tu spuneai că nu ai nevoie de o revelație pentru fiecare pas pe care îl faci, pentru că inteligența pe care Dumnezeu a pus-o în noi vine de la El și aceasta trebuie să o folosim pentru deciziile care le facem. O inteligență care vine de la Duhul Sfânt. Da, spune fratele Giuseppe, exact. Așteptare Spiritul Sfânt. Să ne așteptăm de la Duhul Sfânt. Dacă nu ai o revelație, citește cuvântul până când, închizi ochii, roagă-te în limbi, în italiană, în dialecte, cum vrei tu, este de ajuns că te concentrezi și te concentrezi pe Iisus. Mai devreme sau mai târziu, Domnul te va lăsa fără răspuns. Problema nu e că Dumnezeu întârzie să nu-ți răspundă. Suntem noi care nu avem răbdarea ca să așteptăm. Noi așteptăm să fie totul precum cafea instantanee, turbo în motor, totul rapid. Dumnezeu nu merge așa rapid. Dumnezeu nu a creat nimic în lumea asta care este mai rapid decât cuvântul, decât un cal. Cât este? 40 de kilometri. Cât poate să meargă? Nu mai mult de 10 minute așa. Și calul spune, eu sunt un cal, iar tu ești un măgar, este așa că mă tratez. Dumnezeu nu merge rapid precum merg rachetele supersonice americane, coreane și chineze. Iisus nu a mai călărit un cal, nu a mai transportat un tank, o căruță romană pe jos. Dacă nu ai o profeție, nu o revelație, nu fare ca și cum ai fi un profet prezuntuos. Nu ți-a dat revelații, ți-a dat Biblia, care este cea mai mare revelație, care de acum până la Armageddon, până la răpire, nu vei avea. Nu vei înțelege totul. Mai este încă de înțeles. De asta l-am citit de 50 de ori, dar nu l-ai înțeles. Am avut 50 de revelații. Îți poate da 1 milion de revelații aceeași scriptură. Ia o scriptură. Faceți cuiva ceea ce doriți ca alții să vă facă vouă. Tu poți să spui, deja am citit-o. Tu faci celorlalți. Am citit. Poți să citești și cartea de telefon, de bine citit-o. Fraților, mătura mea este că i-am învățat că totul trebuie să fie variat într-un alt fel ca să descoperim voința Domnului. Tot ceea ce Biblia ne arată, dacă stai într-o biserică așa cum stai eu, trebuie să fie mereu bazată pe frații cei mai apropiați, frații care vor încerca mereu să mă încurajeze, se preînvoința Domnului,
Aveți grijă să nu vă sfătuiți cu cine este pe cu jumătate de inimă, imatur, pentru că veți mări confuzia. Aveți grijă cu cine vorbiți. Vedem că Acab se confesa mereu cu soția sa, un diavol travestit de femeie. Profeții mergeau la el, iar el mergea la soția lui, îndrăgostit, nebunește. Și aveți grijă că poate să fie și o persoană al diavolului. Aveți grijă cu cine vă sfătuiți. Amen. Vin timpuri grele. Și Domnul ne încurajează și ne spune în aceste timpuri ce trebuie să facem. Nu vă fie frică. Un mic mesaj al lui Iisus în două cuvinte. Poate mai mult de două cuvinte. Sì, per favore, sì. Te rog. Dice Gesù. Spune Iisus. Amati, rimanete sul. Iubiților, rămâneți pe muntele meu, spune Domnul. Acesta este timpul confuziei mondiale. Le piedine stesse del maligno. Pionii dușmanului sunt în confuzie. Dar voi, rimanere fidela mea mireasă, rămâneți în strictă comuniune cu mine, în Duhul Sfânt. Lăsați frământările lumii. Voi rămâneți pe muntele meu. Eu sunt mereu acolo și vă aștept. Și vă voi vorbi. Isaia 30, 15. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel. În întoarcere și în calm va fi mântuirea voastră. În seninătate și în încredere va fi puterea voastră. Amen. 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 Amin. Ferma, oprește-te, pământule, să știi că eu sunt Dumnezeu, eu sunt prea mărit, iubită biserică, nu te speria pentru că nu cunoști totul, nu știi ce este în spatele colțului. Nu te speria. Este normal ca mintea ta carnală să nu știe ce se întâmplă și tu nu știi ce să faci. Este normal. Aceasta pentru că la conducerea ta sunt eu. Doar eu pot să-ți spun ceea ce se întâmplă în spatele cortului Duhului Sfânt. Eu văd. Eu știu ce face dușmanul în întuneric și eu avertizez biserica mea. Sposa fedele, mireasa fedelă care mă caută, care este atentă la fiecare cea mai mic cuvânt al meu. Eu sunt capul, iar tu biserica, corpul meu. Eu îți arăt, te conduc în profeție, pas cu pas. Datoria ta este să ai încredere, să urmezi, să asculți fiecare indicație a Duhului meu pe care îl vei găsi atunci când mă invochezi, când mă cauți cu toată inima. Trebuie să stai pe muntele Spiritului meu. Rămâi lângă mine, nu te îndepărta. În mijlocul confuziei lumii, chiar și cu cei care sunt fără credințe, care poate să-ți fie aproape, desparte de ei, îndepărtează de ei. Chiar dacă ești singur în inima ta, eu sunt un Dumnezeu care are răbdare. Cunosc lipsurile tale și aștept pe cei care sunt fedeli. În zilele care erau după diluviul universal, Noe era înconjurat de confuzie. Dar pentru că el era în comuniune cu mine, confuzia păcatului și a răului nu l-au atins. Ca să și-a putut să conducă familia sa să fie separată, eu eram cu ei, așa cum sunt cu voi. Noe era urât, era blestemat, dar el continua să țină ochii asupra mea. Cunosc dificultățile voastre și cei care vă urăsc,
pentru că voi sunteți sămânța bună, iar neghina dușmanului urăște pe fiii mei, dar vouă nu trebuie să vă fie frică, pentru că eu, Dumnezeu, controlez totul, așa cum este scris. Isaia 51, de la 3 la 23. Tot astfel Domnul are milă de Sion și mângâie toate dărâmăturile lui. El va face pustia lui ca un rai și pământul lui uscat ca o grădină a Domnului. Bucuria și veselia vor fi mijlocul lui. Mulțumiri și cântări de laudă. Prestă-mi atenție, popolul meu. Porgi-mi orecchio, mia nazione. Poiché la legge ia aminte că spre mine, dar poporul meu pleacă orechea spre mine, căci neamul meu, căci mine, ne va ieși legea și voi pune legea în lumina popoare. Neprihărirea mea este aproape, mântuirea mea se va arăta și brațele mele vor judeca popoarele. Ostravele vor nădăjdui în mine și vor încredere în brațul meu. Ridică-ți ochii spre cer și priviți în jos pe pământ, căci cerurile vor pieri ca un fum. Pământul se va preface în zdrențe ca o haină și locuitorii lui vor muri ca niște muște, iar mântuirea mea va dănui în veci și neprihărirea mea nu se va sfârși. Ascultați-mă, voi care cunoașteți neprihănirea, popor care a inimă legea mea. Nu te teme de ocara oamenilor și nu tremura de ocările lor, căci îi va mânca molia ca pe o haină și va roade vermele ca pe roade lâna. Dar neprihănirea mea va dânui în veci, mântuirea mea se va întinde din veac în veac. Trezește-te, trezește-te și îmbracă-te cu putere, braț al Domnului. Trezește-te ca în zilele de odinioară și în veacurile din vechime. Oare n-ai osândit tu Egiptul și ai străpus balaurul? Nu ești tu acela care a uscat marea, apele adâncului celui mare și a croit în adâncimile mările un dun spre trecerea celor răscumpărați? Astfel, cei răscumpărați de Domnul se vor întoarce și vor veni în Sion cu cântări de biruință și cu bucurie rievecinică, vecinică, le va încununa capul și în apuca veselia și bucuria, iar durerea și gemetele vor fugi. Eu vă voi mângâia. Dar cine ești tu ca să te temi de omul cel muritor și de fiul omului care trece ca iarba? Și să uiți pe Domnul care a făcut și a întins cerurile și a întemeiat pământul. De ce te temi necontenit de toată ziua înaintea mâniei asupritorului lui când umblă să te nimicească? Unde este mânia asupritorului? În curând cel ce e invocat sunt fiare, va fi deslegat, nu va muri în groapă și nu va duce lipsă de pâine. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care stânesc marea și fac să urle valurile și al cărui nume este Domnul oștirilor. Eu pun cuvintele mele în gura ta și te acopăr cu umbra mâinii mele ca să întind ceruri noi și să întemeiez un pământ nou și să zic Sionului, tu ești poporul meu, trezește-te, trezește-te, scoală-te, Ierusalime, care ai băut din mâna Domnului potirul mâinei lui, care ai băut, ai asorbit până în fundul potirului amețelii, căci nu este niciunul care să-l călăuzească în toți copiii pe care i-a născut, nu este niciunul care să-l ia de mână pe toți fiii pe care plânge, pe care i-ai crescut. Amândouă aceste lucruri ți s-au umplut. Dar cine te va plânge? Pustirea și adărăpânarea și dărăbnarea, foametea și sabia. Cum să te mângâi eu? Fiii tăi leșinați zăceau în toate colțurile ulițelor, dar cerurile într-un la, ca cerbul într-un laț, plin de mânia lui Dumnezeu și de mustrarea Dumnezeului tău. De aceea, nenorocitule, bea ce ești, dar nu ești de vin, ascultă. Așa vorbește Domnul, Domnul Dumnezeul tău care apără pe poporul lui. Iată că îți iau din mână potirul amețerii, potirul mâniei mele, ca să nu bei din el. Și îl voi pune în mâna asupritorilor tăi care ziceau, îndoaie-te ca să trecem peste tine. Îți făceai atunci spinarea ca un pământ, ca o uliță pentru trecători.
presenza non come l'ultima volta, ma sarò attento se mi parlerai ancora. Ti assicuro che il mio cuore è così stanco, vuole essere tuo. Aprirò senza esitare a te la porta e non ti farò aspettare. Un solo istante, parlami ancora, oh mio Signore, torna a scaldare il mio cuore in questo giardino di intimità che appassisce se non ci sei. Parlami ancora, oh Salvatore, voglio ascoltare la tua voce, voglio per sempre camminare in tua presenza accanto a te. Senza campare.